că sunt apicultor, să vorbim în română, că vorbim mai bine. Sunt apicultor, moștenesc această pasiune de la părinții și bunicii mei, sper să o pot transmite mai departe și copiilor mei. Ne bucurăm că avem o asemenea activitate pentru că ne ocupă timpul într-un mod extrem de plăcut. Am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, e legată de importanța albinelor. Ce să vă spun, vorbind despre importanța albinelor în general, eu aș lua un cadru mai larg, nu doar importanța ecologică, care este cea mai importantă, dar ci și pe cea economică și socială, și am să fac rapid o trecere în revista acestora. Am să o iau cu importanța socială, chiar dacă este mai redusă, pentru că este un timp pe care noi, oamenii, conform dezideratelor educației, trebuie să-l folosim și pentru plăcerile noastre, pentru starea noastră de bine. Și nimic nu este mai plăcut să fii în natură, să fii parte din ea, plecat cu albinele, să socializezi în seriile de vară cu alți oameni care îți împărtășesc aceleași plăceri. Pe de cealaltă parte, rapid vorbind despre importanța economică a albinelor, toată lumea s-ar gândi că, în principal, albinele ar fi extrem de folositoare pentru produsele pe care le fac, dar acestea nu sunt decât 2% din valoarea economică pe care ele o au, adică doar 2% înseamnă producția apicolă a produselor apicole, și mă refer aici la miere, ceară, polen, propolis, etc., pe când 98% din valoarea economică albinelor rezidă din activitatea de polenizare încrucișată pe care ele o fac. Și aici putem trece foarte ușor de la scopul economic la cel ecologic, arătând că albinele trăiesc doar într-un mediu sănătos, într-un mediu în care toate lucrurile merg conform biologiei, conform lanțurilor trofice. Consider că în momentul de față, principalul pericol pe care îl întâlnesc albinele suntem noi, oamenii. Chiar dacă noi le îngrijim, noi spunem că le îngrijim, o parte din noi le îngrijim, dar tot noi, oamenii, din dorința noastră de a avea întotdeauna mai mult, din necesitatea de a avea o cantitate de hrană pentru toată populația, avem culturi intensive, monoculturi, așa cum bine se spune. Aceste culturi nu mai asigură o diversitate, nu mai reușesc, fiind ecosisteme antropizate, nu mai reușesc să satisfacă nevoile lanțurilor biologice și a lanțurilor trofice, albinele fiind primele dintre cele care mor, datorită, în primul rând, acumulării unei cantități imense de pesticide la nivelul solului. Înțelegem că nici în sol nu mai există acea viață, acel bios care formează solul fertil, și ajungem să trăim în niște locuri sterile. Gautier spunea că albinele au nevoie de flori ca să se hrănească, iar florile au nevoie de albine ca să rodească. Prin rod înțelegem sămânță, înțelegem perpetuarea speciei. Mai apoi, arhicunoscut este ceea ce a spus Albert Einstein, că nouă ne-ar rămâne doar 4 ani de trăit dacă albinele ar dispărea. Consecințele sunt dispariția existența unor hiatusuri în lanțurile trofice și, până la urmă, dispariția vieții de pe Terra. Pentru că, așa cum deja știți, dacă ar fi să vorbim despre rolul albinelor ca polinizator, știm că 80% din speciile de plante existente sunt entomofile, adică se polinizează cu ajutorul insectelor. Din cele 80% din totalul plantelor, deci care se polinizează cu ajutorul insectelor, 75% sunt dependente total de albine. Și asta se datorează următoarelor lucruri.
polenizarea încrucișată rezolvă problema homozigotării, deci a hibridării, a existenței organismelor heterozigote, cele care știm că au o vigoare genetică, care sunt prospere, care sunt mai puternice. Și albinele, spre deosebire de alți polenizatori, ce fac? Care ar fi avantajele polenizării cu albine și aceste avantaje care converg la rolul important pe care îl au ele? Sunt într-un număr foarte mare de indivizi într-o colonie. Sunt în jur de 50-60 de mii de indivizi într-o colonie. Deci nu sunt ca insectele solitare puține, sunt foarte multe. 2. Albinele manifestă o fidelitate față de o anumită plantă atunci când își recoltează nectarul sau polenul. Adică dacă încep să culeagă polen de pe trifoi, vor vizita doar florile de trifoi în perioada aceea, astfel încât vor putea transporta polenul de la o floare la alta din aceeași specie, ne pierzând polenul, deci nu ar fi o risipă de polen. Un alt avantaj ar fi acela că se hrănesc exclusiv cu nectar și polen, deci sunt dependente în totalitate de acest lucru. Un alt avantaj, și aici am putea să ne ducem și pe latura economică, albinele pot fi dresate. Puțină lume poate a sesizat lucrul acesta. Dacă ne dorim polenizarea unei anumite culturi, noi putem să dresăm albinele pentru a poliniza doar acea cultură, adică să creăm o specificitate pentru o anumită perioadă de timp, evident. Ce să vă mai spun? Sunt multe lucruri de spus. Ne întoarcem înapoi la importanță și să o luăm ca importanță economică pentru culturile noastre. O creștere a producției cu cel puțin 30%, cu 30%, se întâlnesc în cazul culturilor de bumbac, de rapiță, de floarea soarelui. Deci ne este aproape indispensabilă pentru a produce hrana de care avem nevoie. Dar cred că principalul rol al albinelor este polenizarea în general. Și ar trebui pentru acest lucru încurajat la nivel european, la nivel mondial, încurajat creșterea albinelor, pentru că suntem într-un ușor, să spunem, conflict. Și nu știu dacă este conflict de interese, că interesul tuturor este să trăim mai bine, dar interesul fermierului este să producă din ce în ce mai mult, iar lucrul acesta îl face doar printr-o agricultură intensivă. Iar noi vrem să ținem și la sistem. Adică ar fi bine să nu vedem doar beneficiul imediat, ci să privim cel puțin pe termen mediu, dacă nu putem pe termen lung.